Nesimțire fără limite. Deși în acest an salariile medicilor au crescut consistent, un doctor militar a fost prins în flagrant în timp ce lua mită 500 de lei pentru o operație. Aceasta după ce, cu câteva zile în urmă, i-a reproșat pacientei că i-a dat prea puțin bani. Pentru 200 de lei, nici nu urc din cabinet până în sala de operații, i-ar fi spus medicul. Așa că soțul bolnavei a cerut ajutorul procurorilor DNA, iar aceștia au pus la cale un flagrant. De data aceasta, suma din plic a fost mai mult decât dublă. În data de 29 noiembrie 2018, inculpatul Vrăcioiu Radu Viorel, în calitatea menționată mai sus, a primit de la o persoană, martor în cauză, suma de 500 de lei în legătură cu efectuarea unei intervenții chirurgicale asupra pacientei, soția martorului, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante, transmite DNA. Medicul le-a spus însă procurorilor că a primit suma drept mulțumire pentru operația pe care i-a făcut-o femeii. Procurorii DNA au început urmărirea penală a medicului și l-au pus sub control judiciar pe o durată de 60 de zile. În acest interval de timp, doctorul nu are voie să-și mai exercite profesia, nu poate lua legătura cu cei doi care l-au denunțat, nu are voie să părăsească țara și trebuie să se prezinte la sediul DNA ori de câte ori este chemat.